Salutare dragi prieteni, în clipul de astăzi o să vă arăt cum trebuie să procedați să porniți un astfel de motocultor, un Goldoni Joker mai exact, 8DS este modelul. Așa, o să vă arăt puțin de jur împrejur cum arată, poate deja o să vedeți diferențele. Cutia de viteze este foarte asemănătoare cu ce am prezentat în clipul anterior. Da, deci clipul cu Goldoni Jolly profesional. Doar că avem un alt motor, este un model mult mai nou acest motocultor și au implementat un alt sistem. Și cum trebuie să procedați voi când îl porniți? O să fac acest clip în speranța că o să vă ajute dacă vă achiziționați un astfel de utilaj și să știți ce aveți de făcut pe viitor. Ca idee, deci modelul Joker v-am zis, aici avem plăcuța de la motor 15LD315, cutia de viteze v-am spus că este foarte, foarte asemănătoare, doar că aici avem 4 viteze, la freză tot o singură viteză, ca și construcție vedeți similară, nu avem prindere rapidă, deci se poate cumpăra și se poate monta. Cupla de remorcare tot aici în dreptul acesta montată. Ghidonul la fel este reglabil, reversibil la 180 de grade. Reglabil și pe înălțime. Să vă arăt motorașul cum arată. Toba, rezervorul, cum vedeți totul este din plastic. Dar un plastic foarte gros, filtru de aer, la fel răcire pe aer. Acolo avem și bateria, vedeți, bordul este foarte asemănător. Doar că sunt modele care au pornire aici sau au mutat-o aici sus pe ghidon, mult mai la îndemână. Avem și priză de 12V, martor pentru baterie și ulei. Ia să vedem, avem și sondă la el, că unele au, unele nu au. Avem, nu? Aia trebuie să fie sonda, dar nu o văd legată. Da, nu toate au, sau pe partea asta, nu, acolo e sonda. Ia să vedem. Nu, sonda de ulei nu este legată. Așa, iar comenzile sunt la fel ca la celălalt. Priza de putere, în față e pornită, în spate e dezactivată. Treptele de viteză le alegem de la maneta portocalie. Diferențialul, același sistem de frânare, da? Și dacă vedeți, nu mai avem manetă de ambreiaj, adică practic ăsta este ambreiajul, este un fel de ambreiaj invers, să vă spun eu așa ca să înțelegeți. Pornești motorul, îl bagi în viteză, selectezi inversorul și după care, când ai călcat maneta aceasta, motocultorul pornește. Când e dat drumul, motocultorul se va opri, dar motorul va funcționa în continuare. Și care sunt pașii pe care trebuie să-i facem atunci când vrem să pornim utilajul. Păi, mai întâi și mai întâi accelerăm foarte puțin. Priza de putere o decuplăm, adică o tragem în spate către utilizator. Butonul, vedeți, de stop, este ca la tractoare oprirea. Trageți de el, se oprește, după care îl împingeți complet în jos, da? Asta se împinge. Avem aici inversor în față, liber și spate. Eu vă arăt exact cum este recomandat. Practic, poți să lași inversorul pe orice treaptă, că n-are importanță, dar eu o să-l pun pe liber. La fel, treapta de viteză puteți să lăsați băgat în treapta de viteză între a întâia, a doua, a treia, n-are importanță, dar eu la fel recomand să se lase pe liber, după care îi dăm la automat. Da? Accelerăm. Și a pornit foarte ușor. Motorul e rece, abia acum l-am pornit, l-am scos de acolo. Uitați-vă și voi ce fel își ține relantiu. Trepidează puțin, e foarte mic aici reglat relantiu.
funcționează foarte, foarte bine. Haideți să-l oprim. Eu v-am arătat varianta cu pornirea la cheie, da? Ce se întâmplă dacă rămânem fără baterie? Pașii sunt exact aceiași. Nu ne atingem de manetă, maneta tot timpul decuplată. Accelerat puțin. Priza decuplată pe liber. Inversorul pe liber. Mergem aici în față. Avem pornirea la sfoară cu demaror, da? Fără decompresor, deci nu avem aici nicio manetă pe care să o apăsăm. Pur și simplu tragem la sfoară. Trage foarte ușor, motorul nu opune acea rezistență ca la celelalte când faci balans. Nu știu exact ce sistem au făcut, dar au rezolvat o problemă sau un chin pe care îl aveau mulți. Deci cam așa se pornește utilajul. După care vă jucați cu el, vedeți, îl bag în treapta întâi, selectezi inversorul în față, calca ambreiajul și el merge. Când i-am dat drumul, s-a oprit. Inversor liber, marș arier. I-am dat drumul, s-a oprit. Treapta a doua e mai în față, trebuie să împing, să reglez puțin asta aici. Treapta a treia. Greu să cu mâna stângă să bag în viteză și să calc aici ambreiajul. Ați văzut că s-a oprit instant, la fel cu acel sistem de frânare. Uite, îi dau drumul și se frânează automat. Auziți motorul cum sună. Da. Deci un zgomot foarte puternic, foarte robust. Și acest motocultor are undeva la 130 și ceva de kilograme, 140 aproape, plus freza, deci nu vă lăsați duși în eroare de dimensiunea lui, poate, dar oricum, în realitate, vă spun că este destul de mărișor. Și motorul, chiar dacă are doar 7 cai putere, sunt gândite cu totul și cu totul la fel aceste utilaje mai noi. Freza la fel, ia să vă arăt. De excepție. Uite, oprirea se face de aici. Ați tras, ați împins la loc ca să pornească data viitoare, să nu cumva să uitați cablul ăla tras. Cam atât. Goldoni Joker. Îmi plac foarte mult modelele astea noi și sunt foarte practice cu inversorul la descens. La fel cu același sistem este și Goldonii ăsta mai special 14. Tot așa cu același tip de ambreiaj. Bun, cam asta a fost. Eu vă salut. Mulțumesc pentru vizionare. Sper să vă ajute. O să rămână clipul acesta pe canal.